Cunoașteți proiectul de încălzire? Eu, da. Și cele două spune aici? Sunt discuții pe tema proiectului. Dacă nu supun la vot, cine este pentru? Și domnul Zazu, care participă online. Și Elena. Domnul Zazu. Părniți tonorul. Și am văzut că a intrat și doamna Pașcu. Începem. La punctul 1 avem proiect de hotărâre privind asumarea responsabilității organizării și demarării procedurilor de achiziție a contractelor acordurilor cadru pentru achiziționarea produselor și prestarea de servicii pentru derularea măsurilor educative pentru perioada 2023-2026 aferente programului pentru școli al României la nivelul ateliului de Bacău. Inițiator Nicolae Victor Maiu. Prin adresa Consiliului Județean Bacău se solicită includerea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local a proiectului de hotărâre privind asumarea sau neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor, acordurilor cadru pentru derularea măsurilor educative în perioada 2023-2026. Ținând seama că aceste activități au fost derulate cu regularitate de Consiliul Județean Bacău, de faptul că experiența acumulată de Consiliul Județean Bacău în derularea acestor programe este certă, precum și de faptul că numărul de unități de învățământ din municipiu este ridicat, colaborat cu deficitul de personal care se preia aceste activități. Prin continuarea acestui program de către Consiliul Județean Bacău s-ar simplifica procedurile de achiziție publică și de derulare financiară a programului la nivelul întregului județ. Față de cele prezentate, vă rugăm să analizați, să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat, avizele comisiei. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului. Dacă nu se trece la vot, cine este pentru? Am și vot cu domnul Zazu. Domnul Zazu? N-aveți microfonul pornit. Ridicați mâna. Pentru? Doamna Pașcu, ne auziți? Las pe imagine, măcar să mă vedem. Se vede că vorbește, dar nu... Da, se vede la microfon, dar vorbește, dar nu se aude aici. Problema tehnică. Aha. A ridicat mâna. A ridicat mâna, deci pentru? Mai la față. Nu vă auzim, nu vă. A ridicat mâna, e ok. A ridicat mâna, e clar. Am văzut tot. Nu merge nici să ajungi nici, doamna Pașcu. Dar cum facem la comentarii? E o problemă tehnică. Stau cu mâna. Vreți că vă aud? Să vedem, să încercăm să reparăm. Deci, cu zorul nostru... Nu se auzite nimic la microfon acolo, cum tălpuie. Acum. Ia spuneți acum. Zazu, spuneți. Acum vă auziți. Doamna Elena. Doamna Elena. Eu vă aud pe dumneavoastră, nu știu dacă mă auziți. Acum vă auzim și noi bine. Mulțumesc. Eu voiam să pun și întrebarea, am vrut să pun și întrebarea la acest proiect. Am văzut că undeva pe referat aveam o dată de 8 august până la care trebuia să comunicăm un răspuns. Deci avem proiectul pus pe data de 12 septembrie. Foarte târziu, adică. Mai bine nu reparăm să ne sau mai bine respectam legea și puneam proiectul cum trebuia. Era mai ușor așa. Da, fiecare cu modul lui de gândit, înțelegeți? Da, un răspuns exact, da. A făcut.
Trebuia până pe 8 august, n-am văzut. Acum au ajuns de la compartimentele de specialitate, probabil au stat undeva pe circuit. Nu am un răspuns să vă dau de ce au fost aduse documentele. Proiectul de în fine, nu avem probleme la Consiliul Județean, asta e ideea, și să-și asume Consiliul Județean această chestiune. Nu, Consiliul Județean a făcut revenire la toate OAT-urile la care nu au aprobat prin hotărâre și la termenul de 8 august și urmează să le transmitem și urmează să deruleze procedura, în măsura în care noi ne asumăm și proiectul trece. Da, în fine. Bine, că sperăm să fim bine până la cap. Deci votul dumneavoastră este pentru? Este pentru, da. Mulțumesc. Trecem la punctul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local cu consolidat, devenită și aprobarea domnului Ionești anul 2020, inițiator de ghină Victor Laurențiu Prima. Având în vedere nota de fundamentare tocmite de Direcția de Dezvoltare Servicii Tehnice Investiții, prin care se solicită suplimentarea bugetului în vederea continuării lucrărilor de reabilitare de infrastructură stradală și pietonală, precum și finanțarea unor evenimente culturale artistice, se constată necesitatea suplimentării bugetului privind asigurarea sumelor necesare privind continuarea lucrărilor și a finanțării evenimentului culturale ce se va desfășura la începutul lunii octombrie. Față de cele prezentate, vă rugăm să deliberați să aprobați prezentul proiect de hotărâre în forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat, avizele comisiei. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt discuții, trecem la vot. Cine este pentru? Domnul Zazu? Pentru. Doamna Elena? Pentru și eu. Trecem la proiectul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației studiului de fezabilitate și adjudicatorilor tehnico-economici pentru proiectul stații de încărcare pentru autovehicule electrice în municipiul Ionești. Inițiator Neghină Victor Laurențiu Primar. Municipiul Ionești își propune atingerea obiectivului Uniunii Europene de reducere cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră prin creșterea eficienței energetice și utilizarea resurselor de energie regenerabilă în zona de acțiune a municipiului Ionești, în care se propune implementarea unei serii de proiecte integrate. Unul din obiectivele principale care stă la baza îndeplinirii acestui proiect este încurajarea cetățenilor să utilizeze mijloace alternative de deplasare nepoluante aferente mobilității urbane și asigurarea infrastructurii necesare reîntărcării acestora. Prin mijloacele alternative de mobilitate se află și autovehiculele cu propulsie electrică sau hibridă, care necesită infrastructură pentru alimentarea cu energie electrică. Conform cerințelor legale și de mobilitate, este necesară aprobarea indicatorilor tehnice, economice și a documentației în fază SP. Față de cele prezentate, vă rugăm să deliberați să aprobați prezentul proiect de hotărâre în forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat, avizul Comisiei 1. Aviz favorabil. Și Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt discuții, ce este la vot? Cine este pentru? Domnul Zazu? Pentru. Doamna pentru Pasă. Și eu, cu domnul Jilcu. Mulțumesc. Da. Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației în faza de studiu de fezabilitate a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția în înființarea unui centru de colectare prin apoi voluntar în municipiul Ionești, județul Bacău. Inițiator Neghină Victor Laurențiu Primar. Obiectivul principal al proiectului este înființarea și dotarea unui centru de colectare prin aport voluntar care să servească locuitorii municipiului Ionești pentru amplasarea centrului de colectare prin aport voluntar și s-a edificat parcela de teren în suprafață de 2430 metri pătrați. Având în vedere finalizarea documentației în fază de studii de fezabilitate, pentru acest obiectiv este necesară aprobarea documentației tehnico-economice a deduzului general întocmite în luna aprilie 2023 și a valorii indicatorilor tehnico-economici. Față de cele menționate, țin în seama de prevederile legale vigoare, considerat că prezentul proiect îndeplinește condițiile de legalitate și oportunitate, de convocare înaintează de deliberare și aprobarea dumneavoastră. Raportul de specialitate a fost prezentat, avizul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Și avizul Comisiei numărul 4.
Favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt discuții, trecem la vot. Cine este pentru? Domnul Zazu? Pentru. Doamna Pașcu? Pentru și eu, domnul Jircu. Mulțumesc. La punctul 5 avem proiect de hotărâre privind aprobarea contractului angajament pentru realizarea soluției propuse de furnizorul de energie electrică în vederea obținerea vizului de amplasament pentru obiectivul reparații capitale, modernizare și eficientizare energetică, Spital Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca Oneș, construire pe bol auto cu sistem fotovoltaic, inițiator Eugenie Victor Laurențiu Primar. Emiterea avizului de amplasament pentru obiectivul reparații capitale, modernizare, eficientizare energetică, Spitalul Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca Oneș a fost condiționată de semnarea unui contract de angajament prin care beneficiarul se angajează să respecte termenii și condițiile stabilite de operatorul de rețea privind delimitarea zonelor de protecție și de siguranță aferente capacităților energetice necesare obiectivelor. Se înceapă lucrările de construire a obiectivului numai după realizarea lucrărilor de coexistență și să achite către operatorul de rețea costurile lucrărilor de coexistență. În consecință, se supune aprobării Consiliului Local contractul angajament prin care municipiul nu se angajează să respecte termenii și condițiile stabilite de operatorul de rețea în baza fișei de coexistență. Față de cele menționate, având în vedere că proiectul îndeplinește condițiile de legalitate, vă amintesc pe deliberare și aprobare prezentul proiect. Raportul de specialitate a fost prezentat. Avizul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Și Comisia numărul 4. Favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului. Dacă îmi permiteți. La acest proiect nu voi participa la vot. Aceeași situație, nici nu voi participa la vot, dar fiind. Situația cunoscută. De membrii în consulentă. Alte discuții? Dacă nu sunt discuții, supun la vot proiectul. Cine este pentru? Domnul Zazu? Pentru. Domnul Pașcu? Pentru și eu. Mulțumesc. Trecem la punctul 6. Proiect de hotărâre privind organizarea și finanțarea evenimentului Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, 01 octombrie 2023. Inițiator Neghină Victor Laurențiu Primar. În proiectul de hotărâre se propune organizarea și finanțarea de la bugetul local al municipiului Oneș a evenimentului Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, 01 octombrie 2023. Organizarea și finanțarea activităților culturale artistice se face conform reglementărilor legale în vigoare. Raportul de specialitate a fost prezentat. Avizează Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Și Comisia numărul 4. Favorabil. Punctul 7 îl lăsăm pentru la sfârșit. Trecem la prezentare. Dacă nu mai sunt discuții, supun la vot. Cine este pentru? Domnul Zazu? Pentru. Pentru și eu. Mulțumesc. Deci devenim punctul 7, lăsăm pentru final. Trecem la punctul 8. Proiect de hotărâre privind darea în administrare temporară a sectorului de drum DG112 de la kilometrul 0 plus 000 până la kilometrul 1 plus 628 și în administrarea Consiliului Local Onești, în administrarea Consiliului Județean Bacău, în vederea executării unor lucrări de reabilitare sau modernizare. Inițiatorul Neghină Victor Laurențiu Primar. Municipiul Oneș a exprimat intenția de a sprijini propunerea Consiliului Județean Bacău prin preluarea temporară în administrare de către Consiliul Județean Bacău a sectorului de drum DJ112 de la kilometrul 0+0 la kilometrul 1+728, aflat în o stare avansată de gradare pe întreaga perioadă necesară pentru executarea lucrărilor de reabilitare. Astfel se propune prezentul proiect de hotărâre care îndeplinește condițiile de legalitate. Față de cele menționate, înaintăți de liberare și aprobare prezentul proiect de hotărâre. Raportul de specialitate a fost prezentat. Avizul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 2. Favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului.
Am o singură întrebare. De care sector de drum este vorba? Am văzut aici cumva spre Gura Băinii? Nu. Este vorba de sectorul de drum de la bibliotecă până la unde s-a oprit covorul asfaltic de la Tuta, care vine la ieșire din satul Catolic pe Tuta. Am văzut și un sector de șansă între... E doar sector. Ala cu Gura Băinii e altă discuție, o să... E separat și pe ăla vom preda, tot Consiliul Județean îl va face. Mi-a plăcut, în schimb, exprimarea că sprijinim Consiliul Județean prin a-i da drumul. De fapt, din punctul meu de vedere, cred că sprijinul e exact invers. Nu... Sprijinul vine din partea Consiliului Județean pentru ONES. Sprijinim propunerea Consiliului Județean, suntem de acord. Propunerea Vreau să mulțumesc anticipat domnului președinte pentru inițierea acestui proiect și cererea preluării de drum. Era un drum care a fost mult tranzitat în perioada reabilitării podului și foarte mulți s-au obișnuit cu el și îl folosesc și acum în a parcurge drumul spre Târgu Ocna, Târgu Trotu și Tuta. Foarte mulți oneșteni au părinți, familii în aceste două localități. Cred că este de bună augur și un mare sprijin din partea Consiliului Județean. Mulțumesc! E un act de normalitate, domnul primar, până la urma urmei. E un act de normalitate, doamna Parcu, dar aș vrea să văd un act de normalitate și din partea liberalilor. Dacă tot vorbim de acte de normalitate. Dacă erau poate liberali la Consiliul Județean, probabil vedeați acela. Nu, au fost la guvern și ne-au ars. Doar să au fost la guvern și... Este normalitate. Este normalitate, ar fi fost și la primele două rectificări, când liberalii tăiau și spânzurau și au dat zero la ONești. Aia e normalitate. Cum vi s-a părut? Nu. Dar cum vi s-a părut dumneavoastră normalitatea când de două ori liberalii ne-au dat zero la ONești la rectificările bugetare? Normalitate. Tot normalitate, dar pentru normalitate tot pentru dumneavoastră. Pentru liberali mi s-a părut o normalitate să nu dea nimic Oneștiul, să pedepsească Oneștiul. Dacă e să vorbim de normalități. Acum vorbim de bani. Da, vreau să văd și eu. Nu sunt bani de la PSD, nu sunt bani de la PNL. Da, dar PNL-ul a avut votul. Normal, ar trebui să ajungă la absolut orice da, poate. Așa ar fi fost normal și în 2020. Orientare politică. Așa ar fi fost normal. Așa ar fi fost. Normal să ne gândim că ne-a ajutat PSD-ul, nu Partidul Social Democrat, a băgat bun, banii... Bun, dar putem să judecăm că ne-a pedepsit PNL-ul în 2020 și 2021 când n-a dat nimic la ONES? Dumneavoastră puteți să judecați cu dumneavoastră, eu la momentul de față... Deci pe acte și pe hârtii ar trebui să mulțumiți dumneavoastră că ați fost foarte interesată de Eduard Seche din timp, iar acum când cineva se oferă să facă acel drum? La acest moment, nu v-am spus că mulțumesc și eu și că mi se pare un act de normalitate? Da. Am mulțumit PSD-ului, nu? Sunt cele. Mulțumesc pentru că se face această scară și mi se pare că e un act de normalitate. Nu mulțumesc PSD-ului. Este un act de normalitate, este da. Este un act PSD-ului. Nu se duc banii împotrivim banii. Exact. Este un act de normalitate acum și un act de anormalitate când liberale au pedepsit Oneștiul. Pentru asta puteți fi de acord? Eu nu știu ce s-a întâmplat. Nu știți? Haideți să vă arătăm. Scoatem hârtiile. Scoatem hârtiile să vedeți că există documente și nu-i nimic ascuns. Primele două rectificări bugetare după ce am intrat primar, când PNL-ul avea pâinea și cuțitul, a dat zero la ONești. A fost normalitate sau anormalitate? Eu cred că a fost lipsă de comunicare, dacă vreau să iau așa. Haideți, doamne. Acum aveți o comunicare extraordinar de bună și care da, există și le port respect atât timp cât este bine pentru ONești. Eu cred celor că care fac bine. Liberal a știut zero. Zero. A fost zero. Zero a primit Oneștiul când au fost liberali la putere. Zero. Ne uităm pe hârtii, nu vorbesc. Vorbim cu hârtii în față. Primele două rectificări, zero bani la Onești. Păi cum să trecem? Îmi spune că nu e normal să mulțumim celor care ajută, dar nu e normal să-i criticăm nici pe cei care... Mulțumim cui doriți, domnul primar. Îmi zic că am fate cu proiectul, e ok că a trecut, trecem mai departe. Acum vorbim la fiecare ședință de subiectul din 2020. Deschis subiectul, doamna...
Doamna Pașcu, a descris. Da. Vedem dacă trece. Mulțumesc să nu treacă. Și eu mulțumesc încă o dată pentru sprijin. Dacă nu mai sunt discuții, supun la vot pe cine este pentru. Domnul Zazu? Pentru. Doamna Pașcu? Pentru și eu, cu două mâini. Ilegal. Trecem la punctul 9. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Rănești în Consiliul de Administrare al Unităților de Învățământ Universitar din Municipiul Rănești pentru anul școlar 2023-2024. Trebuie o pauză, avem reprezentanții. Da, proiectul ieri, atunci, domnul secretar, am înțeles, nu, s-a publicat în monitor. Domnul secretar a considerat în prima fază că e contra cronometru și l-a băgat pe ordinea de zi, după care a analizat și a înțeles că nu ar fi chiar contra cronometru, se poate amâna și pentru altă ședință și rămân valabile. Ori se face o pauză pentru a se pune de acord consilierii locali dacă rămâne aceeași listă, dacă se schimbă ceva în ea. Pauză, domnul primar, mai bine decât se poate și retrage de pe ordine. Domnul primar și domnul președinte, eu cred că ar fi, dacă nu este maximă urgență, cred că ar fi extrem de oportun să fie scos de pe ordine, pe ordinea de zi și pus pe ordinea de zi a următoarei ședințe, pentru că e necesar să se ia legătura cu cei care au fost desemnați în unitățile, în consiliile de administrație, să vedem dacă mai vor să mai rămână, nu mai vor să mai rămână. Cei care au fost în consilii s-au luat legătura cu ei, fiecare consilier, fiecare grup politic a discutat cu reprezentanții, înțeleg. Păi da, dar cum să discutăm dacă, spre exemplu, eu am încercat să iau astăzi legătura, dar nu am găsit parte dintre cei care au fost mandatați de către PNL în consiliile de administrație. Adică proiectul noi l-am primit acum 2 ceasuri. Dacă refuză, poate să schimbe. Acum ce vor toți majoritatea consilierilor locali? Mie mi-e indiferent. Eu pot să-l și retrag, pot să-l și las. Da, domnule. Facem o pauză și dacă nu se pun de acord consilierii... Primar, legea prevede, Consiliul de Administrație al Școlilor trebuie să fie valabil ales până în ziua de 11 septembrie. Nu, fiind dat mai târziu, a fost o derogare, înțeleg. Ordinul care s-a publicat pe 11 suntem aici, putem să stăm 5 minute și rezolvăm problema. Dacă nu se cade de acord, vreau doar să fac o specificație, că am citit și eu după ce am trimis proiectul de hotărâre, articolul 17 din ordin prevede că unitățile școlare pot funcționa cu Consiliul de Administrație a numit în anul școlar 2022-2023 și pe perioada anului școlar până la emiterea noilor decizii de numire. Acum dumneavoastră stabiliți. Problema este pentru că este faptul că se micșorează numărul de consilieri locali, vor fi maxim 2 consilieri locali și câte unul la liceele tehnologice. Asta înseamnă, reprezentanții consiliului local, scuzați. Asta înseamnă că ar trebui o renegociere politică. Știm foarte bine, codul administrativ spune că reprezentarea se face în funcție de ponderea consilierilor, partidelor politice în consiliul local. Cum apreciați dumneavoastră? Facem o pauză, dacă nu se pun de acord consilierii, îl retragem. Facem o mică pauză. Precizez că domnul Zardu și doamna Pașcui nu au pierdut vot online la vot secret. Da, știm treaba asta, dar am și solicitat să retrageți proiectul de pe ordinea de zi și să discutăm, să-l punem, să fie repus la o altă ședință. Da, vedem după pauză. Deci în urma discuțiilor s-a ajuns la concluzia că scoate proiectul de pe ordinea de zi pentru clarificări ulterioare. Trecem la proiectul numărul 7, diverse. Da, domnule. În legătură cu proiectul pe care l-a spus pe ordinea de zi, ar fi bine că în momentul în care ne întâlnim liderii de grup, să se știe fiecare lider ce reprezentanți au în Consiliul de Administrație. Ăsta e al meu, ăsta e al meu, ăsta e al meu.
urmând ca după aia să discutăm conform algoritmului politic, vom schimba sau vom lăsa. Da, alte discuții? Dacă nu declară, ce să fie.